Mehedințiul este în doliu. Îndrăgitul interpret de muzică populară din Mehedinți, Petrică Mățu Stoian, a decedat sâmbătă seara în jurul orei 20 la Spitalul Județean din Reșița. El a fost dus de urgență la spital după ce starea sa s-a înrăutățit, fiind internat inițial pentru recuperare post-COVID. Interpretul de muzică populară, Petrică Mățu Stoian, a murit sâmbătă la spitalul din Reșița, unde fusese internat. Artistul se recupera după ce se vindecase de COVID-19. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Reșița, starea lui Petrică Mățu Stoian era deja una gravă când a fost internat. Petrică Mățu Stoian avea 61 de ani și se afla în tratament post-COVID, însă sâmbătă seara s-a simțit rău și a ajuns din nou la spitalul din Reșița. Din cauza stării sale, interpretul a fost dus direct la terapie intensivă, iar sâmbătă seara medicii au constatat decesul. Moartea artistului ar fi fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea bronhopneumonie și era sub tratament anticoagulant. Aș vrea să cânt doar atât. Mehedinți frumos pământ, tare mie drag să te cânt, da te văd din când în când și trăiesc cu tine în gând. Unde trăiesc o duc bine, dar sunt departe de tine. Plai de dor cu oameni buni, cu paduri pe mândusuri. Te lumina mândru soare, din izverna vânjul mare. Cântec drag s-aude-n baia, de răsună și strehaia. Mi-e drag la tine să vin, Dunăre la Severin. Că mulți ani pe malul tău petrecui cu puiul meu. De vrei să te înveselești, treci Ponoare și Gheorghești. Treci Ponoare și Gheorghești, la Cernavârf să te oprești. De vezi lunca de la Balta, lumea ți se pare alta. Ai în fața ochilor frumusețea munților. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a ținut să transmită un sincer mesaj pe pagina sa de socializare. Pe lângă vocea caldă cu care a cântat și a încântat mehedinciul, Petrică Mățu Stoian a promovat cu real succes județul și mai ales zona de nord, al cărei fiu a fost și rămâne dincolo de trecerea în neființă. Cariera domniei sale a pornit de la calitățile greu de egalat de culegător de folclor autentic. Totodată a descoperit noi talente ale muzicii populare mehedințene, pentru care a fost și rămâne un model. Pentru toate acestea și pentru tot ce reprezintă Petrică Mățu Stoian în inimile mehedințenilor, am luat decizia de a promova în Consiliul Județean un proiect de hotărâre prin care să îi acordăm cea mai înaltă distinție civică ce poate fi acordată de Consiliul Județean Mehedinți, aceea de cetățean de onoare post-mortem, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de socializare. Fără dar și poate, artistul a lăsat un gol imens în sufletele mehedințenilor, iar melodiile acestuia vor răsuna veșnic. Rețelele de socializare au curs mesaje de condoleanțe de la cei care i-au iubit muzica. Mecanic de unu și văd cum scurtează drumul, tinerețea nu-i mine, și-a trecut, trecut rămâne. Azi petrec cu voi de bine, dar nu știu ce-o mai fi mâine. Strânge viață ca furnica, dacă pleci, nu-i nimic. Țara tinerețea mea, lume, lume, s-a cununat cu moartea, lume, lume. Sărac tinerețea mea, lume, lume, s-a cununat cu moartea, lume, lume. Am fost cândva pe pământ, lume, lume, acum zac în mormânt, lume, lume. Am fost cândva pe pământ, lume, lume, acum zac în mormânt, lume, lume.